me in again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, they ain't a game. Mr. Officer, please don't search us, we don't got it. Vă salut, fraților, și bine ați revenit la un nou super episod cu fotbal. Afară sunt doar 4 grade, dar eu, împreună cu fratele meu Johnny, continuăm seria mult iubită de voi acolo, la care reușeați mereu peste 10.000 de like-uri. Crezi că reușim azi peste 10.000? Cred că ducem 15.000. 15.000 de like-uri. Vreau să văd toată susținerea voastră acolo, pentru că astăzi, alături de Johnny, v-am pregătit 6 super probe cu fotbal. Recreăm cele mai virale momente ale fotbaliștilor și astăzi o să-i avem așa: Ian Mbappé, Roberto Carlos, Mudric, Bellingham și așa mai departe. O să vedeți ce probe v-am pregătit și mai mult de atât, nu uitați să apăsați și pe butonul de subscribe să reușim cei 210.000 de abonați. Dar am o nouă veste pentru voi, mai nou. Johnny este antrenor de copii și juniori aici la Viitorul Bulintin de Al și dacă și voi vreți să vă înscrieți și să fiți antrenați de Johnny, mai mult de atât, o să vin și eu destul de des pe aici. Găsiți toate detaliile, atât acum pe ecran, cât și în descriere. Nu contează dacă sunteți părinți și vreți să vă înscrieți copiii sau voi sunteți copiii, important este să aveți între 6 și 14 ani și vă așteptăm pe toți copiii să vă alăturați acestui grup. Johnny, aștepți? Da, toți copiii care sunt deja înscriși, vă așteptăm pe toți să vă înscrieți la Viitorul Bulintin de Al, un grup frumos, alături de foarte frumos Valentin aici și Cosmin, cei doi colegi ai mei cu care colaborez. Și îi înveți și scheme, cum știi tu? Tot ce am reușit eu să învăț de-a lungul timpului, sper și să facem să fie. Deci nu uitați, linkul ne scrie foarte aproape de București, căutați acolo Bulintin de Al. Johnny, pregătiți să dăm drumul la treabă? Haide, let's go! Dar înainte să începem acest video, chiar în acest moment aveți unul dintre cele mai tari challenge-uri cu fotbal din România, un challenge mult așteptat de voi, Football Challenge versus jucătorii de la FCSB. Urmează o serie nebună care a început ieri și va continua până vineri cu clipuri zilnice pe canalul de YouTube al celor de la Superbet. Așadar vă invit să mergeți acolo și să vedeți o super bătălie pe terenul de fotbal. Au fost prezenți jucători precum Darius Solaru, Octavian Popescu, David Miculescu și așa mai departe. Nu vreau să vă spun cine a câștigat, așadar vă invit chiar acum să mergeți în descriere și să apăsați puternic acolo pe butonul de like și de subscribe. Prima probă de astăzi vine direct de la Mudric, noul transfer al celor de la Chelsea Londra, în perioada când nu era el atât de faimos, împreună cu un prieten de-al lui, a pasat. Deci Johnny, fii atent, fără să cadă mingea, la mișto, bam, 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 ceva de genul ăsta, dar amândoi așa, acum nu știu, între 5, 7, 10 ori încercăm, ideea e, obiectivul, peste 5 ori, corect, 5 pase fără să cadă mingea, poate reușim chiar 10, dar haideți să vedem. Prima încercare. Ah, mai tare. 3 acolo, ne apropiem. E grea, credeți-mă, e foarte, foarte grea. Ne apropiem, 4. Au, putem. Poate aici. Da, au fost 5. Cred că da. Au fost 5. Da, au fost 5, dar puteam mai multe. Reușim 5 acolo. Grea proba asta. Da, mai încercăm. Zici să mai încercăm? Da, hai că poate să fac. Șase, fraților, reușim acolo. A zis că putem mai multe de 5, dar e o probă extrem, extrem de grea. Bă, asta îmi place la Johnny, că nu-i place să renunțe. Încearcă să le galăm pe Mudric acolo cu 7. Am atins-o, corect? Da. 7, fraților, reușim să egalăm recordul lui Mudric acolo cu 7 pase la mișto. Trecem la următoarea probă, care eu zic că e și mai grea. Trecem la următoarea probă, fraților, și alături de noi îl avem pe prietenul meu, Roberto, de pup, care a venit să ne ajute. Vom fi 3 de acum încolo, ca să fie mai ușor cât de cât. Urmează probe grele, credeți-mă, și mergem direct la Real Madrid, unde îl avem pe Ceballos, care a reușit, băieți, să dea de 2 ori gol din corner, consecutiv, dar fără să cadă mingea jos. Drăguț. Drăguț? Greu, nu? Greu. Hai să vedem dacă ne iese, repet, nu plecăm de aici până nu ne iese toate probele. Let's go! Prima lovitură. Bun, fraților, îl avem pe Johnny acum. Eu am dat odată gol, dar a căzut ninja înainte să cadă în poartă. Mamă, gol direct. Aoleo, două goluri.
dar a căzut mingea. Bun, nu era rea asta, sincer. Da, mai mult efect și mai în exterior un pic. Asta e. Asta e bună, da? Ok, nu oprim filmarea. Îl vedem pe Roberto când se duce. Deci fii atent, Roberto, ești la un șut distanță. Să legalezi pe Ceballos și să câștigi proba de astăzi. Concentrează-te. Asta e! Nu! Bravo, băi! Bravo, oricum cel mai aproape de până acum. Ne iese azi? Asta e! Mamă, bară, nu cred! Asta e bună, hai! Nu opri filmarea! Nu te trebuie. E proba ta, Roberto. A zis că o faci. Asta e, mă! Bine! Roberto reușește acolo. Fraților, Roberto reușește acolo să o dea. Ioni îl provoacă să o dea și pe a treia. Cum ar fi să-l întreacă pe Ceballos? Și! Mamă, dar trei! Ce-a fost acolo? Bună? Mamă, nu cred, 3 la rând, Roberto. Direi la națională, nu degeaba are pantaloni cu România. Direi la națională, fiți atenți, fraților. Bravo! Mamă, 3 la rând. Fraților, la asta chiar nu mă gândeam. Am știut eu de ce îl chema aici pe Roberto. Îl pup, îi reușește proba și noi trecem la a treia probă, care acum cu băieții nu mi se mai pare greu nimic. A few moments later. Hai, Juni. Aie, mă, tată, mă, bravo, mă, n-avea cum să ne iasă și lui Johnny, bravo. 3 și la Johnny? 3, mă, și la Johnny! După cum știm toată lumea, fotbalul nu înseamnă numai carte, trebuie să facem și practică. Așa că următoarea probă este foarte grea pentru toți și pentru oricine. Vă așteptăm să dați un număr cât mai mare de like-uri acolo, peste 10-15 mii, câte puteți voi. Și așa cum zice bine profetul nostru Johnny, trecem la următoarea probă, direct de pe TikTok. O probă la care, băieți, atât vă zic, pregătiți-vă fondurile, deoarece e posibil să ajungem direct la spital, e bine că e spitalul aici aproape. Deci, unul dintre noi trebuie să paseze, iar celălalt cu cartea în mână fiind, deci cu cartea în mână, asta e cel mai important lucru, să nu lași cartea jos, da. Trebuie să facă preluare așezându-se pe minge direct. Da, citind cartea. Și citind în același timp. Da. Hai să vedem, băi, e grea roasă. Oricum ar fi, trebuie să ne resemnăm. Îl regreta un plin? Nope. Apoi, câștigându-i încrederea, Herodot a spus. Dar nu ți se afla între ei, însă nimeni nu știa faptul. Aproape! Mi-a sărit fundul după aia, vă zic sincer, m-am lovit rău de tot, dar sunt bine. Hai, Roberto, continuă lectura. Să hai, Johnica. Hai! Aaa, de ce te-ai oprit? Îți ieșea! Oh, cum e cartea aia, Roberto? Interesantă? Multă istorie aici. Da? Îmi place. Referendumul a fost deodată pus chiar și în numele lui Dumnezeu. A spus, trimiteți copiii la fotbal, nu-i lăsați acasă să se piardă în fața televizoarelor. Cam atât a fost pentru asta. Unde-i mingea? Scuze, uite aici. Opa! Trebuie să recunoaștem faptul că Domnul... De regele cel mare, după ce a fost transferat, singurul jucător din Bolintin care a reușit să se transfere direct la FCSB. Opa! Ultima probă, fraților, direct de la Bellingham. Trebuie să luăm tomberonul de gunoi, să-l ducem aici pe teren să-l poziționăm. Așa ați voi pe Tudor. Avem tomberonul aici, direct de la fratele Bellingham, de la Borussia Dortmund. Ideea e felul următor, trebuie să ridicăm sticla și după aceea să o șutăm de la o distanță ceva mai mare de aici de undeva, direct în tomberon. Bam, bam, bam și în tomberon. Hai să vedem. Eu cred că e o probă ușoară. Te pare grea, Roberto? E grea? Hai să vedem. Bun, fraților, ideea e. Trebuie ridicată și dată direct acolo. Hai! Nu!
Tudore, bravo, băi! Asta e! Lasă-o așa! Bellingham! Te pupăm! Pasa lui Johnny! Perfectă dată, acolo! Hai și băți! Fraților, ne mutăm în teren. Cred că e mai ușor de ridicat de aici. Acum ne-am dat seama. Hai, Johnny! Hai, cum ar fi din prima, Johnny? Mamă! Prea tare, nu? Mamă, am văzut-o înăuntru. Cum era să o dai din prima? Aoleu! Aie, mă, tată, mă! A patra încercare, cumva? Da. Bravo, tată, bravo, bravo. Pentru hai. Canalul tău de YouTube. Mersi, hai, Roberto! Nu a fost. A dat-o, mă, a dat-o! Și acum Johnny, ia! Ah! Bravo, Roberto, bine! Așadar, fraților, ne iese proba la toți trei. Bellingham, te-am făcut. Mai ales că Roberto, ați văzut unde a pus acolo sub. Și acum, următoarea probă, atât zic. Kylian Mbappé, Ruibi. Bun, fraților, și am ajuns la penultima probă din acest episod. Așa cum v-am zis, Kylian Mbappé a reușit să dea cu o minge de Ruibi. Cred că se numește gol la Ruibi. Practic, noi trebuie să dăm de aici. Eseu, bravo, exact. De la 20 de metri, avem gardul acela, care cred că e puțin mai mare decât poarta de Ruibi. Carlos e acolo în spate să ne dea mingea. Și uitați-vă distanța, după careul de 16 metri, aici, eseu direct peste plasă. Acum, cred că e totul de pute. Care are puterea mai mare? Nu știu dacă reușim toți trei, dar încercăm. Ideea Let's go! Că, ideea este că bate puțin vântul. Da, bate invers, deci puterea trebuie să fie și mai mare. În teren, dar încercăm, nicio problemă. Let's go! Bun, Johnny, pentru prima dată Ruibi, hai să vedem primul tău eseu din carieră. Peste, da? Aproape! Bravo! Hai, Roberto, să te vedem! Oricum încercăm să o dăm toți, dar zic că Roberto o dă primul. Am văzut și la corner, are putere, are putere în picior. Cât poți? Aoleu! Deci nu contează neapărat să o dai în înălțime, trebuie și putere. Vezi că nu e ușoară. În primul rând trebuie să-i dai și tărie, exact. Dar și înălțime, dar ți-ai din cauza vântului e posibil să o ducă înapoi. Da, trebuie dacă putere mare. Dacă e prea ploată, o aduce înapoi vântul. Da, hai, peste gard. Du-te în stradă, băi! Du-te în stradă, Carlos! Hai! A dat-o, băi! A dat-o! Vine, bă, Gionele, băi! Kylian Mbappé, gata, trebuie să te tunzi ca el acum. Cum? Barba și mustața jos. Așa? Și periuță în tot capul, da? Păi vrei să mă aresteze poliția? Merge? Merge! Hai, Tudor, hai! Hai, Tudor! Oh! Hai! Mandatul! Nu mă gândesc să vă dai și Roberto. Hai, let's go! Hai, da! În mijloc, sus! Hai! Mamă, cât a dat-o! Mamă, cât a dat-o! Contează mult unde lovești, așa-i? Asta e toată șmecheria. Cam atât cu probele din ziua 1. Eu le mulțumesc mult de tot băieților. Nu uitați Instagramul lui Roberto în descriere și, bineînțeles, detaliile pentru ca Johnny să vă antreneze aici la Bolintin Deal, tot în descriere. Băieți, vă mulțumesc mult. A fost greu? Cu drag, nu. Așa, așa, așa. Oricum, gen, e bine că am fost trei, ne-au ieșit mai repede, dar câteva probe ați văzut și voi foarte, foarte grele. Așadar, ne vedem direct în ziua 2. Revenim direct din ziua 2, fraților, și avem una dintre cele mai grele probe din toată această serie, unul dintre cele mai virale clipuri din acest an, direct de la Roberto Carlos, când a fost invitat de doi youtuberi pentru a reuși să spargă o ușă cu o minge de fotbal. Practic, noi avem o ușă mai retro, el avea o ușă de dormitor sau ceva, dar cred că aceasta este puțin mai groasă și vă mai zic ceva. Roberto Carlos nu a reușit să o spargă, a fost parte ulterior de cei doi youtuberi, așa că nu trebuie neapărat să o spargem, dar vreau să văd cât de rezistentă este o ușă retro din România și dacă reușim să o spargem exact aici jos, vedeți? Deci partea asta, să o crăpăm, să duc în spate, să o spargem, să vedem prin ea, practic. Cred că așa e cel mai bine, să vedem prin ea. Sper să-mi iasă, nu știu cât o să stau aici, o să încerc cât o să pot, dar hai să vedem cât de grea este această probă. Am schimbat și pantalonii, deoarece acea ușă are și ceva sticlă în ea, posibil să sară și cioburi și nu vreau să mă tai. Haideți să vedem primul șut. Primul șut, prima încercare. Poate să vă sparge mingea, nu știu ce se va întâmpla, e prima dată când fac asta. O să încerc să dau jos. Și hai să vedem cât de rezistentă e. Păstrează distanța.
deoarece e posibil să sară linia asta. Let's go! Bye, bye! Încercarea cu numărul 2. Nope! A sărit și din geam. Hai să vedem. A sărit și din geam. Să se împotai. Parcă s-a crăpat un pic jos acolo, așa zic. Hm? Nu, nu, nu. Aha, uite, asta se mișcă un pic, vezi? Da, da. Hai că suntem aproape. Parte. A treia încercare. De fapt, a doua lovitură, dacă nu merge. Aici, eu cred că aici se poate sparge, că aici am lovit-o prima dată, s-a crăpat. Aici e mai tare, aici trebuie să dau, ca să pot să sparg. Ideea e, trebuie să vedem prin ea, ăsta e obiectivul. Așa a fost și ler până la urmă. Mi-am dus un pic mai aproape, poate, poate așa. Uite, s-a crăpat, uite cât de crăpată e, vezi? Trebuie să dau un pic. Poate fi și YouTube decis, ideea e să dau acolo, în partea dreaptă. Hai să vedem, cât pot. Mamă, cum am dat și cum s-a făcut, uitați-vă și voi. Bă, fraților, cum am nimerit-o exact în crăpătură. Și uitați cum s-a făcut, efectiv. Am zdrobit ușa. Și ca să înțelegeți, deci ca să înțelegeți, vreau să vă arăt. Ia uitați. Uitați-vă cât de tare e. Cât de tare e lemnul aici, vedeți? Vedeți cât de tare e? Uitați-vă și turdau cât de greu să sparge. Și reușim să o spargem cu mingea de fotbal, obiectiv îndeplinit. Și aici cumva s-a crăpat și aici, vezi? Da. Vezi? Puteam și de aici să o rup. Fraților, ne îndeplinim obiectivul. Reușim să spargem ușa cu o minge de fotbal. Nu încercați asta acasă, voiam să vă zic. Haideți acolo puternic cu peste 12.000 de like-uri forță. Dacă vreți să continuăm această serie. Bine că nu m-am tăiat, n-am pățit nimic, uitați-vă și cioburi pe aici. Repet, nu încercați acasă, până data viitoare am fost Tudor și v-am pupat. Pa, pa!